Energia potențială este rezultatul interacțiunilor și este energie înmagazinată într-un sistem cu ajutorul forțelor. Dar nu orice forță are acest efect, ci numai forțele a căror lucru mecanic depinde doar de poziția inițială și cea finală a forței, nu depinde de drumul urmat în timpul deplasării. Astfel de forțe se numesc forțe conservative și fiecare tip de forță conservativă are asociat un tip de energie potențială. De aceea avem energie potențială gravitațională, electrică, nucleară, elastică, chimică și altele. Ceea ce ne interesează când vorbim despre energii potențiale este variația energiei potențiale a unui sistem și nu valoarea energiei potențiale, deoarece valoarea depinde de configurația pe care o alegem ca referință. Voi exemplifica această afirmație cu ajutorul energiei potențiale gravitaționale. Pentru deplasări mici în comparație cu raza Pământului pe verticală, putem considera că accelerația gravitațională este constantă și egală, aici în apropierea suprafeței Pământului, cu 9,81 metri pe secundă la pătrat. Pentru a ridica un corp de masă M dintr-un punct A într-un punct B, aflat la înălțimea H față de punctul A, trebuie să efectuăm un lucru mecanic egal cu MGH, unde M este masa corpului, iar H diferența de nivel dintre cele două puncte. Spunem că acel corp are la înălțimea H energia potențială gravitațională MGH, ceea ce înseamnă că atât lucru mecanic poate efectua la rândul lui când coboară din B în A. Dar dacă inițial corpul se găsește într-un punct C, trebuie să efectuăm un lucru mecanic diferit ca să-l ducem până în punctul B, iar energia potențială gravitațională a corpului față de punctul C va fi alta, va fi MGH'. Deci corpul poate avea în unul și același punct B energii potențiale diferite în funcție de punctul sau nivelul ales ca referință. Un alt tip de energie potențială este cea elastică. Pentru a întinde sau a comprima un resort, trebuie să efectuăm lucru mecanic. Datorită acestui fapt, resortul înmagazinează energie cu ajutorul forței elastice. Iar această energie se calculează cu formula pe care o vedeți, în care kappa este constanta elastică a resortului, iar x este alungirea sau comprimarea. Teorema variației energiei potențiale are această formulă și ne arată că variația energiei are sens opus lucrului mecanic efectuat de forța responsabilă cu energia despre care vorbim. De pildă, în timp ce ridic un corp, energia lui potențială gravitațională crește, dar lucrul mecanic al greutății este negativ. Mai trebuie spus că energia potențială a unui sistem datorată forțelor de atracție dintre corpurile care alcătuiesc sistemul, este negativă. De pildă, energia potențială gravitațională a unui sistem de două corpuri cu masele M1 și M2 se calculează cu formula pe care o vedeți, în care kappa este constanta atracției gravitaționale, iar R mic este distanța dintre corpuri. Sensul semnului minus este acela că dacă despărțim corpurile depărtându-le la distanțe imense, sistemul nu va mai avea energie potențială gravitațională. Adică, dacă dăm sistemului energie sub formă de lucru mecanic, energia lui devine zero. Deci, înainte era negativă.